Bun găsit tuturor, bine ne-am regăsit la vești bune de acasă. Poate cea mai interesantă știre pozitivă a acestei zile, președintele Israelului le citește copiilor povești online. Supranumit Bunicul Național, președintele le-a oferit părinților israelieni o pauză scurtă și a început să citească basme pentru copii. Shvita nu animala. Lo, loșev, lama, omeret animala. Mai multe clinici private se adaptează situației actuale și pun la dispoziția pacienților posibilitatea consultațiilor prin telefon, așadar la distanță. Clinica Medsana oferă abonaților săi consiliere psihologică online prin intermediul Skype-ului. Aceste servicii sunt gratuite și pot fi accesate pe bază de programare pe site în limita disponibilității psihologului. De asemenea, Medicover a lansat Medicall, primul serviciu online prin care poți sta față în față cu un medic prin ecranul telefonului mobil sau al laptopului, fără să fie nevoie să te deplasezi la cabinet. Pacienții au la dispoziție 12 specialități medicale, printre care pediatrie, diabet și nutriție, medicină generală, sunt multe altele. Căutați detalii pe site-urile clinicilor. Timișoara este centrul vindecărilor de COVID-19. Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș a dat înapoi societății cele mai multe persoane vindecate. Medicul Virgil Musta afirmă că folosește o altă schemă de tratament față de alte clinici, alte centre din țară. Fiecare primește un protocol național cu fiecare centru și stabilește propriul protocol. Se folosește o tabletă cu ce conține două substanțe. Casa de discuri Global Records alocă 100.000 de euro pentru a-i sprijini pe artiștii cu care lucrează să depășească această perioadă dificilă pe care o traversează din lipsa concertelor. Știm cu toții că spectacolele au fost anulate. Mai mult, Global Records donează 25.000 de euro Fundației Dăruiește Viață, bani cu care se vor cumpăra echipamente și aparatură medicală pentru spitalele din România. Mesajul de bine vine astăzi de la Ioana Maria Moldovan. După 11 zile de stat acasă în Târgu Mureș, m-am întors în București. Urmează tura mea de prezentare, Focus 15 și Focus 18 săptămâna aceasta. Eu am ieșit din casă pentru că trebuie să ajung la muncă. Tu, cel care poți să stai în casă, de ce n-o faci? Nu ies oricum, ci echipată corespunzător, cu mănuși și masca de protecție. Cu siguranță această perioadă extrem de grea pentru noi toți va trece. Însă cum? Depinde doar de noi. Stai acasă, știu că-ți pasă. Acestea au fost informațiile pozitive ale acestei zile. Ne revedem și mâine la aceeași oră, ora 17, vești bune de acasă.